Salutare, prieteni, Andrei sunt și începe un nou episod Unites. După cum v-am obișnuit și în alte ediții să vă prezint un DJ sau un producător muzical, acum vin iar cu o surpriză pentru voi. M-am întâlnit cu George Hora la el în studio, unde mi-a povestit foarte multe despre proiectele sale, dar mai ales despre proiectul Dirty Nano, despre care cu siguranță ați auzit. Vă las să aflați mai multe din imaginea ce urmează. Vizionare plăcută! Salutare, bine v-am găsit! Suntem în Studio 66 din București. Eu sunt George Hora și astăzi vorbim despre muzică. George Hora în ultimul timp a stat în umbră, ca întotdeauna, dar se pregătește pentru pasul următor, pentru partea solo. George Hora, pe de o parte, pentru noi single-uri Camelia, ca de obicei, pentru noi proiecte cum ar fi Dirty Nano și Voxlight și probabil artiști noi din Timișoara. Pentru mine în studio e ca pe scenă și pe scenă e ca în studio. De ce spun asta? Pentru că de multe ori pe scenă se întâmplă să improvizez, deși știu ce fac de acasă, și de multe ori în studio sunt foarte matematic și calculat, ca și pe scenă când repeți și ești atent. Da, eu sunt exact tipicul românului care face de toate, dar din fericire sper că le fac bine, binișor pe toate. Mi-a plăcut de mic să îmi orchestrez compozițiile proprii. Am ajuns să-mi și mixez compozițiile proprii, să le și masterizez, să fiu și vocal producerul pieselor mele cu artiștii cu care am lucrat. Și atunci cumva în timp am adunat toate skills-urile astea și le folosesc pe toate simultan, fie pe proiectele solo, fie pentru clienții pentru care fac piese. Teoretic am colaborat exact cu artiștii care îmi plac, toți sunt referați înseamnă pentru mine, nu am cineva anume, dar probabil ar trebui să fiu egoist în momentul ăsta și să-mi dau seama că artistul meu preferat sunt eu. Nu că aș fi vreun narcisist, dar am învățat că nativ nu sunt un om egoist, sunt de fapt foarte altruist până la capăt și am făcut tot timpul pentru alții și mi-am dat seama că dacă vreau să fiu artist solo cu adevărat, trebuie să învăț să fiu egoist, deci de aia și comunic în felul ăsta acum. Deci eu sunt artistul meu preferat. Evident că în proiectul meu viața personală primează și sunt compoziții care vin cumva din experiențele mele, dar se întâmplă să fie din experiențele mele în oglindă de multe ori. Nu neapărat eu am pățit ce scriu, ci am trăit doar ce scriu. Poate că pățise persoana cealaltă ce scriu eu. Sau văd ce trăiesc prietenii mei, sau aud o poveste care mă inspiră și mi se pare că sunt în stare să-i dau o viață prin ceea ce pot eu să creez prin muzică, deși cel care a trăit-o nu e în stare să facă asta. Industria din România mi se pare foarte bună, foarte în primii ani de școală, deja a trecut de grădiniță și mi se pare foarte, foarte agitat în sensul bun și legat strict de mine personal, de partea solo, eu cred că eu o să aleg să fac ceea ce în primul rând îmi place mie, pentru că până la urmă eu rămân cu muzica asta de-a lungul timpului și fanii care vor rezona și se vor aduna lângă mine în ani, înseamnă că trebuie să rezoneze cu ceea ce sunt eu, nu cu ceea ce cred eu că aș vrea să audă ei că se întâmplă. Paradoxul este că știu că sunteți o emisiune de clubbing și paradoxul e că eu nu prea merg în cluburi, ceea ce e foarte ciudat. Deși am proiectul ăsta Dirty Nano cu Tinu Vidaicu, care este un proiect de club, un proiect de deep house, un proiect EDM puțin, dar totuși ar trebui să am teoretic legătură mare cu clubul, pentru că producțiile alea sunt făcute pentru așa ceva, eu nu mă duc foarte des în club. Tinu, pe de altă parte, este un om care trăiește pentru viața aia, are și e coproprietarul unui club din Timișoara foarte mare, Epic Society, și prin prisma lui cumva eu trăiesc toată viața aia de club, deși nu o trăiesc direct. Așa că, ca să spun la întrebare, n-aș putea să fiu până la capăt foarte coerent, dar știu că cumva în România, după părerea mea, publicul în club e foarte pretențios. Ceea ce e foarte interesant pentru artiștii din alte țări când vin aici și își dau seama că nu seamănă deloc publicul nostru cu publicul lor. Împreună cu Tinu Vidaicu, acum 2-3 ani deja, am decis să ne unim forțele și sub numele ăsta pe care l-aveam de producer Deep House, Dirty Nano, am zis să facem proiectul ăsta în doi, producer duo DJ, și am ales să fac până acum doar remixuri și mashup-uri, deși piesele originale există, vreau să le scot doar în momentul în care, sau așa m-am gândit inițial, să le scot doar în momentul în care știm exact care e sound-ul Dirty Nano. Până la urmă, făcând remixuri și mashup-uri, mi-am dat seama cum vreau să sune Dirty Nano și acum ne-am cam dat seama
și probabil în curând o să avem și primul single oficial Dărtinanu. Pe parte de gig-uri și cereri de club, Dărtinanu deja are cerere și până acum Tino a fost cel care a mers pentru Dărtinanu în club să presteze, să performeze, dar în principiu vom fi doi și vom face un performance, DJ, producer, probabil cu clape, la care voi fi eu la clape, el va fi DJ-ul, vocaluri puține, dar încerc să ne stabilizăm foarte clar cum să se întâmple și până atunci să lăsăm doar muzica să fie pleată de la sine și să nu luăm foarte multe gig-uri deocamdată. Eu mă bucur foarte mult că funcționează. Pentru mine zona asta de Deep House și proiectul Dărtinanu e o zonă nouă. Acolo, aici sunt începător, o iau de la zero, am luat de la zero și o iau ca atare. Deocamdată mi se pare că suntem la început și mă bucur că lumea rezonează, dar dau seama că suntem foarte mici și mai avem mult de lucru. Eu cred în chestia următoare, că tehnologia acum ne ajută să facem chiar pe telefon melodia, sau înainte ne trebuiau studiouri imense de milioane de euro și investiții imense. De fapt, totul se rezumă la faptul că melodia o facem noi în creierul nostru. Și totdeauna am făcut-o în creierul nostru. Și că folosim acum uneltele astea de acum sau cele vechi, nu prea contează. De fapt, creierele noastre sunt calculatoarele pe care le-am avut mereu și o să le avem mereu ca să putem face piesele astea. Practic, un alt proiect pe care îl am de mulți ani, dar abia acum probabil că o să mă ocup mai bine de el mai mult, e Studio 66, care e un proiect de studio, un proiect de producători. Și sub Studio 66 avem deja câteva remixuri scoase, pe care le puteți găsi pe YouTube. Și sub numele ăsta o să scoatem producții care vor fi și pentru România, dar mai ales pentru afară, cu invitați, cu artiști invitați pe parte de rap, urban și vocal, R&B, indie. Și Studio 66 mi se pare că e cumva iară o parte care în care trebuie eu să refulez cumva, să-mi dau afară tot ce înseamnă partea de urban, pentru că pe George Hora nu o să pot să fac asta, o să fiu pop, pe Dărtinanu nu o să pot să fac asta, acolo sunt deep house, alte lucruri, și în Studio 66 cumva vor ajunge toată muzica pe care nu pot să folosesc în alte părți, dar mi se pare foarte bună și în direcția asta urbană, EDM, trap. Salut, sunt George Hora și voi urmăriți Unites la UTV. It's all about you. Ciao! Salut, numele meu DJ Party Basta, Audiovision Store vă prezintă astăzi seria de amplificatoare 4 canalii de la PowerSoft. 4 canalii sunt amplificatoare de clasa D cu 4 canale și avem 3 modele în această serie, 1204, 2404 și 4804. Acestea sunt amplificatoare care pleacă de la o putere de 300W pe canal până la 1200W pe canal. Amplificatoarele se găsesc atât în varianta fără DSP, cât și în varianta DSP plus Dante. Varianta fără DSP oferă control asupra volumului pentru master, volumului pentru canal, mute, un filtru high-pass, poate fi oprită și pornită de la distanță, alarmă, se pot selecta canalele pentru high-Z și low-Z, control de bază prin softul Harmonia și intrare VCA pentru un control de la distanță. Versiunea DSP plus Dante oferă toate funcțiile pe care le oferă varianta fără DSP, plus 4 canale de intrare Dante și un control amănunțit prin softul Harmonia. Ambele variante pot fi controlate foarte ușor cu ajutorul softului Harmonia, soft care permite utilizatorului acces total la funcțiile de control. Harmonia este un soft ce poate fi customizat cu ușurință, este intuitiv și vă ajută să controlați toate unitățile în același timp. Pe lângă toate acestea, amplificatoarele pot fi controlate de la distanță cu ajutorul unei tablete și aplicației Harmonia, având astfel acces în permanență la toate funcțiile de control. Amplificatoarele de la PowerSoft oferă un sunet excelent și oferă un volum care poate să susțină orice bar, restaurant, magazin, sală de fitness, clădire de birouri sau orice altă incintă care necesită un sunet puternic. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare! Aici încheie acest episod, sper că George Hora v-a încântat cu noile vești și proiecte, iar noi, prieteni, ne vedem ca de obicei joia viitoare aici pe UTV. It's all about you!